te-aș fi iubit, plecam de la început. Nu ți-am spus că te iubesc, dar eu știu că te-ai priceput. Dacă nu te-aș fi iubit, mă retrăgeam fără probleme. Înțelegeam că nu era reciproc, sigur mai devreme. Nu te-aș fi iubit, nu ți-aș fi permis deloc să flirtezi cu mine, să mă faci ca să iau foc. Ca bărbat nu prea stă bine mie să înghit în sec. Și chiar dacă te iubesc, eu acum plec. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează băi dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează băi dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Tonază! Ce mai faci? Ce faci? Dai cu sapa? Mergi treaba! Ia, 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 că mă duc acasă! Nu m-au venit aici să-și dea-mi soapcați spalat mașina. Tătă zoaia și ei treci prin fața porții mele. Păi așa nații de oameni. Hei, noroc, Nikita! Și te-ai întors? Noroc, ui! Noroc, noroc! Și e tot cu sapă-i dai! Hei, dar cu și altceva, ui, Nikita, ui! Dar cu și altceva, auzi? Dar când ai lăsat Portugalia, ne-am gata? E cum s-o las, nu? Auzi, tu, eu cu sapa, tu cu Portugalia, fiecare cu instrumentul lui de lucru. Lasă eu Portugalia, sunt 12 ani acolo, fiu, ce cum avea? Ui, 12 ani? Dar cum? Stai-ți bea o leac de apă, că așa mi-e sătii. Zi, aș lăsa-o eu, he, dar nu mă lasă e pe mine. Cam așa. A, tu de-am și cetățenii trebuie să auzi? Ce trebuie să ai? De-am, de mult am, încă și la femeie am făcut și la copii. Uitați, aveți cetățenii? Cetățeni portughezi în toată regulă, fiu-ți. Apoi să nu știi, vă mutați și voi? Dar ce să ne mutăm? Eu din Moldova nu mă dispart, acasă e acasă, știi? Ei, dar și degeaba ți-ai mai făcut cetățenii? Dar ce degeaba? Las și strâcă, că dacă a fost așa posibilitate și nu de făcut. E drept, e drept. Amu, eu nu vezi și vremuri, nici nu mă înțeleg. E drept, e Nikita. Auzi? Tu ai zis las și, dar ne-am ați amint de anecdot și ala cu las și el, știi? Na. Păi și-al știu, nu știu. Așa ala, băi, cu moșneagul care s-a însurat cu o fată tânără. Na, știu. Hai că amușa s-a spus, de-o leagă. Mai în scurt, așa de interesant, ai s-a însurat moșneagul cu una tânără. Și toate mahala, toate neamurile, ci că, băi moșneagul, și cu tine te-ai țicnit la cap, bă, și-ți faci cu dânsa, bă, mai poți? Da, moșneagul sculca seara lângă dânsa, o mânghea așa cu mâna, zice că, las și... Las și... Și-a dormit! E bună, e că ne-o plăcut asta cu las și tare bună. Și interesantă e, Nikita. Voi aveți cetățenia Portugalii, sunteți portughezi, așa? Da. Aștia, Aldivalea, Băgu, ei sunt italieni. Dar ei sunt de peste râpă, cum îi zici, băi, Tolea... Chiron, Tolea Chiron, da. Ei atâți, bărbat, femei, copii, toți spanioli. A rămas în mahala asta, numai eu cu femeia mea și Simona moldovene. Azi că se fac Tania italian și n-ați rămâi nici o moldovană în mahala asta. Și ca așa, băi, Nikita, a să ajungi în satul ăsta de toate nățile. S-ar putea. Auzi, pe Tamara? Ei.
Esc spate de hodinitare normal și acasă. Nu numai decât să ne ducem la mare. Omul își poate face vacanță unde vrea, numai să vrea. Și nici nevoia asta n-a l-oprește. Apșifa, Ilinca ta de la 1 septembrie, în clasa 1, da? Da, avem fată mare. Da. Și desigur a să înveți numai pe 19-10, da? Asta e precis, dar piedeam la mine citești, faci exerciții la matematică. Au, mare bucurie, știi? Au și fericit femeia asta. Dar și mă scârghesc ca să învețe ghine. Parcă Nicoleta ta n-are 10 la tătișele. Și fa, crezi că sunt la nouă la cer? Eu nu înțeleg despre ce grăiești. Nu înțeleg. Cine? Din la noi, din clasă? Azi e cel mai bogat om. Asta, Vasile Topală și cu Inga Marciuc. Așa, și cum a învățat ei la școală? 3, 4 și din joi în Paști câte un 5. Mai pe scurt, 6 și 7. Și? Asta nu ți pune pe gânduri? Despre ce grăiești? Ce înțelegi, da? Vedeam, am citit vreo 5 articole pe internet, scrise de oameni deștepți, oameni serioși. Cine ajunge cel mai bogat și îndeopți și ne reușești cel mai bine în viață? Așei care la școală învață așa, mijloșiu. Dar despre ce grăiești tu? Am citit și eu despre asta. Și? Și și. Asta înseamnă că eu am o problemă tămară. Să mai ghinizez două. Nicoleta mea învață numai pe 10, dar Bogdan învață numai pe 45. Și asta ajungă ei în viață. Nică! Stai că nu înțeleg despre ce grăiești. Și nu înțelegi? Lena Savin, care a terminat școala pe medalie de aur. Unde-i iamu? La Italia îngrijește de babi? Și e divorțată? Da, Slavic Popa, care a fost eminent dintr-a întâia până într-a zeșea. Am un taxist și totul e divorțat. Am uțit clar, fa? Eu am așa niște probleme cu Nicoleta mea strașnic. Am un chin cu dânsa. Asta una, două și cu cartea mână. Una, două și cu cartea mână. Ori la televizor, ori la computer. Ei, mă sfădeți cu dânsa, îi ascund cățele. Zic, du-te fa o leacă la joacă, nică! Ia ascund cărțile, nică! Nu, eu trebuie să fac ceva cu Nicoleta mea, să nu ne înveți așa de ghine. Dar cu Bogdan de-am trebuie lepțic să fac ceva, să râdii și o leacă. Să aibă și ei noatele tamana și alea care l-au avut și ăsta, au de Marciuc și Topală. Lucică, dar pe asta înseamnă că și eu trebuie să fac ceva cu Ilinca mea. Tămară, cât încă nu-i târziu, cât e în clasa întâia. Îți vezi, eu am găsit un repetitor tare normal. El are așa niște metode avansate, știi, pe copiii care învață spre ghine, pe el aleacă-i scoboară, știi, la 6-7. Dar pe cei care învață rău, cu leacă, aleacă-i ridică. Deci tu, am grăit, pe Nicoleta mea să ne-o scoboară leacă la 6-7, dar pe Bogdan aleacă, aleacă să-l ridice. Ca să aibă așa eleași noate ca al de Topală și al de Marciuc. Lucică, dă-mi și ne-i, te rog, numărul lui de contact. Eu ți-al dau, dar el amul e tare întrebat. El e cel mai întrebat repetitor din raion. Tăți, părinții, nu vor să-și ridici, dar să-și cuboare copchii, să nu înveți așa de ghini. Ap și cu mătră. Parcă ne-ai promis că mă servești cu înghețată. Ori de-am s-o tochit înghețată și ea. Nu mă gândeam la ce ai spus tu. Ilinca! Ilinca, mami! Da, mami? Scumpa, iubita lui mama, de te rog frumos înghețata și pe care am pregătit-o pentru mine și pentru nana Lucica. Bine, mami! Bine, mami. Ia uzi și ia să lingura ei. Ia mai dă-te-o leacă cu cremă să nu te arzi. Aș mai arzi soarele bine. Deci și tu o leacă, picioare. Data trecut și-am pățit, of, numai smântână ne-a trebuit. Scumpa, iubita lui mama, mulțumesc. Acum du-te și te joacă. Cu drag, mami. Cu drag, drag, mă. Nu ia ghine, tămară. Tare nu ia ghine. Chiar nu ia ghine deloc, chiar. Când o iei
înapoi la Portugalia. E că cum se termină tot nevoia asta, am plecat deodată. Vedeam de mult trebuie și eu acolo, dar nu zboară niciun avion. Ai venit ușor în coașe. Aud că mulți nu se pot întoarce înapoi în Moldova, e greu. Am venit când se începea ghetele. Și interesant e moldovanul ăsta. Înainte nu se putea duce în Europa și duce în ilegal. Dar nu, trebuie să întoarcă în ilegal înapoi în Moldova. Da. Eu tot e că așa și mă gândesc cum e la noi și cum e la Portugalia. Cum îl în cap. Dar tu chiar și aici tot cu Portugalia trăiești. Dar pe care îi spunești că e a doua patrie, înțelegi? Da, dar eu mă uit cum funcționează la dânsă și cum e la noi. De exemplu, dacă lor le-o zis că, stați acasă și în locuri publice purtați măști, a doua zi tăți erau acasă și nimai și acolo nu contează. Prezidentul, cu țăranul, cu colhoznicul, acolo el poartă mască. Aici nu mai înțelegi. Cine rămâne, cine nu rămâne. Unul poartă mască, altul nu poartă mască, eu nu înțeleg și țara asta. Dar tu știi, Enichi, dacă la noi lumea nu precrede în tete nevoile astea, cu cipuri, cu tete astea, nu precrede. Am văzut, am văzut. E, cum să nu crezi dacă toată Europa e tixit în spitalele și ele, se duc ca muște. Și aici nimeni nu crede, popa nu crede, nimic nu înțeleg. Abia ca popa din satul vecin, tot așa, nu crede. Spune la biserică, la toată lumea, că nu există așa ceva, că nu-i drept, că cipurile astea nu, și nu știu ce. S-a dus? Unde s-a dus? Cum unde? La șeful lui. Care șef? Acolo sus. A, așa, da. Asta e cu șeful, ne-a plăcut, mă la bine. Păi, Nichita, băi, dar noi cu tine de când am mai băut un par de gin? Băi? Cred că de vreo 5 ani. Da, este o leac. Vezi, e drept, că e cam ocupat amuia, nici nu știu când. Trebuie de încercat. Dar este că eu zămăți un cadou din Portugal. Ei, da, nici cadou? Cum cadou? Nu chiar cadou, așa, o atenție. Ia, mă crezi că nu ghișești acolo. Dar și să iese, bă, Nichita? Ți-am zis că nu-i ghișești. Scoghitori din Portugalia. Și? Scoghitori pentru dinți. Ia uite, cu astea ne vezi. Între dinți aici e cu ață. Ia uite câte aia. Ei, mai văd scoghitori de-ași. Ei, Nichita, bă, eu am cu ce mă scoghi în dinți, eu n-am și puni pe dinți. Simoncic, cum la voi? Mai reziști acolo, la Italia? Nu ți-i dor de casă? Ei, vreau, dar ce să fac? Nu vezi că toate țările sunt închise. Da, signora Augustina, ce zice? Ce zic? Îi scârghită. Stemi de toată nevoia asta, așa-i? E coronavirus, mamă. E anul ăsta. E anul ăsta și-o programa să ajungă în Austria și în Noua Zeelandă, dar... Ei, scârbă, că nu poate să ajung. Op, doamne! Baba asta noastră n-a să se liniștească până ajunge țapă în sicriu. Precis, mamă! Eu și mai tare mă tem de coronavirusul ăsta decât dânsa. Da, m-a auzit că la voi, la Italia, acolo, situația de acum se îmbunătățește. Da, da, amui mai bine, amui de amui mai bine, dar era strașnic. Dar, în schimb, am auzit că Moldova de-amă îi jale, așa? Ei, dar păveți și tu singură la știrile noastre. Văd, da. Simoncic, dar ce mai faci al din astea? Al de Varvara? Of, mamă, dar eu n-am știut că Varvara duce așa viață cu italianul ei. Și-i drept că el nu-i dă niciun ban? Ei, dar păi așa am auzit și eu. Ei, cum e că acum? Cum să te căsătorești cu dânsul oficial și el nu-ți dă niciun ban, na? A, păi ce să-i faci dacă s-o măritat cu un bărbat italian cu 25 de ani mai bătrân decât dânsa? Tu știi că ești, când se duc la restaurant, el plătește pentru dânsul, dar el plătește pentru dânsa. Ei, da. Da? Nu
nu mă mai măret cu un italian în vecii vecilor. Ii, Simoncic, lasă că nu stăți italienii chiar așa. Tu știi câte moldovenși s-au măritat cu bărbați normali italieni? Lui Varvara așa i-a fost norocul. Tu știi că ei nu numai la restaurant, dar ei și acasă mănâncă aparte. Ei își cumpără mâncare pentru dânsa, el mâncare pentru dânsul. Doamne ferește, mamăi! Doamne ferește! Dar păi, asta e mai rău decât ai și singură. Serios? Dar păi, dar eu nu înțeleg, e că eu nu înțeleg, e și folos are din asta că s-o măritat cu italian. Ei, cum și are? Dar păi el i-a făcut ei a cetățenie, el nu plătește nici un ban pentru gazdă și niște, poate ea și rămâne și ava după și a murit moșneagul. Ei, să nu moară e înaintea moșneagului. Cu așa viață, mă tinga să întind ei chișoarele înainte. Da. E, da. Dar în Moldova, bărbatul ei, de-și-o murit? De beții. Săraca femeie, Moldova. În Moldova, au avut parte de bărbat bețăvan și în Italia de italian scârșit și crăpănos. Așa-i, Fasimona, așa-i. Tu, Simona, vezi și tu și faci cu sioma ăsta tău. Eu n-am să repet soarta voastră. Eu i-am spus, băi, Sioma, odată-mi vii bat acasă, te trimă direct în... Și-am spus să te trimă. Așa? Odată! Mă, măi, dar păi, tu mii de ori mai chine să și singură decât să trăiesc un bețăvan. Și eu dacă tare vreau eu și un copil pot să-mi fac. Oh, Fasimona, și să-ți zic eu ție. Dacă îmi spuneai tu asta cu vreo 10 ani în urmă, înainte de a ajunge eu la Italia, eu nu știu dacă eram de acord cu tine, dar amu, eu i-am cam schimbat părerele. Si, signora Augustina! Bă, măi, hai că papa de nu mai poate dorul Austriei și nu mai zic, dar mă caut să plătești. Simona, chiar așa, Australiei trebuie ăștia. Ia mai mă duc să-mi potolesc. Hai, Simonci! Da cui pasi, da cui pasi, că restoranul lucrează până dimineață. Ia să vedem câte lăicușoare s-au adunat. Au trecut un ceas de când ne-am pus poza. După 20-30 s-au adunat, poate. 26, lăicușoarele mele, lăicușoare. Ia să vedem care deșteaptă, nu ne-o dat like. Aha, cu mătra Sofia. Asta îmi dă întotdeauna like. Mă bârfești tot timpul, îmi dă și like-uri tot timpul și eu îi dau tot timpul. Și poamă. Opa. Ia ca și vecina. Dar cum de ne-ai dat și tu ne-ai like? Aha, de-o-te că ți-am dat eu ieri like. E ca și asta. Nu-ți dă cu ani un like. Dar dacă îți dă, de parcă ți-l rupi din tine. Și destul să-i dai un like, că hop și e. Și de deșteaptă. Ia ca na. L-a pus pe bărbatul să-mi dai like. Eu i-am dat un like, dar familia lor două. Acum, înseamnă că eu-i datoare cu un like? Uf, nu-mi place și eu datoare. Ia să văd ce postare o mai pus bărbatul. Poate dau un like și scap de datorii. Aha, ia ca ultima postare. Cu băieții la pescuit. Îi dau aici. Stai, dar poza asta e veche, de jumătate de an. Ei și, na vecină like, na, satăr-te, na-ți, amu, gata. Voi două like-uri și eu două like-uri, suntem la egalitate. Amu, să vezi, n-a să-mi pui like până la să-i pun eu. Dar eu n-a să-ți pun like. Dar cui pasă? Dar cui pasă? Că restoranul
Da comnata? E iar nu ne-o pus like. E, deșteaptă și este, e. Ia să vedem și postare-i pus tu. În levanțăcă. O ajuns înaintea mea cocoana în levanțăcă. Și cumnate, vrei un like în levanțăcă? Apuna. Na, 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 levanțăcă, mănânc. Predaie, Oleg. Da și asta. Ti predaie. Scobitoare. Și? Scobitoare de scoghit în dinți. Au cu teama aici. Mi le-au făcut cadou Nikita de la Portugalia. Ha la dânsul. Nu așa, băi, nu așa. Uite la mine, băi. Așa trebuie să scoghești, ia ca să ia, ca. Ai înțeles? Ia încearcă și tu. Aha, nu, dintr-o dată n-a să-ți iasă. Trebuie să te antrenezi. Eu aghe dintr-a cincea oară am nimerit. Ia-ți o ții, cadou de la mine și antrenează. Păi câte nu le vine în cap, păi. Oare din ce-i făcut șirul ăsta? Tu știi și tare, băi. Eu deodată credem că s-a rupt, dar nu, ține, oare din ce e făcut? Să închipui cum le lucrează lor capul. Ei cum au ajuns la asta? Noi câteodată doar tot ne scoghim cu bucățică de ață între dinți, așa-i? E ca așa iei un capăt și o tragi printre dinți, înainte, înapoi, înainte, înapoi. Băi, Oleg, ia că nu înțeleg, băi, nu înțeleg. Pentru ce nebuneala asta șită? De ce scheltuiești atâta plasmas? Ia uite, să legi, chinui tu, să legi șirul ăsta de capetele astea două, băi. Ia uite, parcă e o prașchie. Dar și-al mai principal, știi și că nu ți-am spus cât costă. $2. Doi? Da, $2. Asta e 35 de lei. Da? Știi cât a fost aici? Cât? Băi, 35, băi, fix 35, parcă le-o numărat, băi. Să chipui, ia ca eu cu tine ne-am scoghit în dinți cu un leu. Un leu? Un leu, da. Băi, să mă împuși, dec, nu înțeleg și gata, nu înțeleg. Pentru și șala asta de plasmaz, e că pentru și. Sunt scoghitori din lemne, acelea s-au scutit într-amândouă capte. O, ia ca acelea sunt normale și poți să le folosești la două mese. Nu, la două... A? A, nu la două, la 20. Da, băi, da, le folosești 20 de ori și pe un leanine acolo, la icoană. Fiu-fiu-și, uite. A, da. Sărnicu-i! Sărnicu-i cei mai buni scoghitoare și ieftin! Nu! O, ia ca asta e scoghitoarea moldovanului! Ieftină și bună, ei! Stai o leacă, ei! Stai o leacă! Ia ca! Opa!
Asta e cea mai bună scoghitoarea noastră. Asta e bună și iarna și vara. Sănătos. Na, la unde? Na, ala. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă opinia Ambasadei SUA în Moldova sau organizației IREX. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine echipei de producție.